De mai bine de o lună, timișorenii pot plăti amenzi rutiere, dar și alte taxe online. În plus, cei care folosesc acest serviciu vor primi și confirmarea plății. De exemplu, la achitarea unei amenzi, efectuarea plății este consemnată direct în sistem și nu vor mai fi emise somații pentru cei care au plătit deja. Un alt avantaj este faptul că dacă un șofer ia amendă într-un alt oraș, amenda se poate plăti de pe telefon, iar în momentul în care procesul verbal constatator ajunge la primăria Timișoara, apare automat și faptul că s-a plătit. În cazul în care eu fac plata online, dețin un telefon din ăsta smart și deja foarte multă lume are așa ceva. Sau intru într-un internet cafe sau am acces la nu știu ce, pot să intru pe pagina noastră pe www.dfmt.ro în secțiunea plăți online, vizualizare plată și mă duc acolo. Indiferent că am username sau parolă, pot să accesez această secțiune și aici pot să selectez ce fel de persoană ești, fizică, juridică, dacă am amendă sau altă taxă. După care știu un combo box din asta, amendă, taxă, mi-am selectat, dacă zic taxă, taxă o fi. Majoritatea șoferilor timișoreni cred că este benefic un astfel de sistem de plată a amenzilor rutiere. Alții, în schimb, consideră că nu este o metodă foarte sigură. Nu ai la mână o hârtie și cine știe, se curcă cu banii și la revedere, trebuie să mai plătești încă o dată amenda. Foarte bine, dacă ar trece absolut toate plățile pe online, ar fi perfect. De ce? Pentru că este mult mai simplu. E ok, sper să nu le plătesc, să nu am probleme, nu? La prețul care sunt amenzile, mai bine avea grijă să se plătească alea care au fost vechi. Până acum, 38.000 de amenzi au fost încasate în acest fel. Tot pe baza sistemului online, timișorenii pot obține la ora actuală și certificatul fiscal, iar începând cu anul viitor, Direcția Fiscală din cadrul Primăriei Timișoara dorește ca cetățenii să poată obține online și certificatul de urbanism.